În conformitate cu legea 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, cei ce fac parte din această categorie socială și dețin autoturisme adaptate handicapului pe care l-au, beneficiază de scutire de la plata rovinietei. Cererea privind acordarea acestei gratuități se depune la primăria din localitatea de domiciliu sau la sediul instituției noastre din municipiul Giurgiu, șoseaua Alexandrei, numărul 79. În ultimul an a crescut numărul persoanelor cu handicap sau însoțitorilor acestora, care solicită Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu acordarea gratuității la roviniete la auto. Astfel, în cursul anului 2013 au depus cereri pentru a primi gratuit rovinieta auto 38 de persoane, iar de la începutul anului 2014 și până în prezent, alte 10 persoane au depus cereri în acest sens. Cererea trebuie însoțită de mai multe documente: cartea de identitate a solicitantului, certificatul de încadrare într-un grad de handicap, cartea de identitate, certificatul de înmatriculare al mașinii care atestă faptul că autoturismul este adaptat dizabilității. Acordarea rovinietelor gratuite se face de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri din România în ultima zi lucrătoare a lunii în care a fost transmis de către Direcția de Asistență Socială centralizatorul cererilor depuse. De asemenea, persoanele încadrate într-un grad de handicap beneficiază de carduri legitimații de parcare gratuită autoturismelor eliberate de Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul primăriei pe raza cărora domiciliază.